apar sau în perioada în care încearcă să-și scadă temperatura corporală prin mecanismele fiziologice, deci frisomul este un mecanism fiziologic de a scădea temperatura. Deci producându-se contractură musculară, pentru că mulți dintre ei, mai ales la vârste mici, nu transpiră. Deci dacă ar transpira, ar pierde mult mai repede din temperatura ridicată. Și atunci apare frisomul, care e un mecanism mai complex prin care se încearcă scăderea temperaturii. Nu se administrează antitermice, îi face fricționări și în general se liniștește. Deci tot așa, dar tot așa pot, frisoanele pot să apară și în perioada în care febra va crește. Deci frisonul este atât o reacție la scădere, de scăderea febrei, cât și un semnal că ar putea să mai crească febra.